Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Până atunci să schimbăm un pic tonalitatea, să trecem la lucruri mai serioase. Protestele fermierilor și transportatorilor au intrat azi în a doua săptămână și în ciuda negocierilor purtate prin diverse ministere, mișcarea nu face decât să se extindă. Din relatările corespondenților de presă reiese că sunt manifestații, blocaje în trafic, blocaje la diverse puncte de trecere a frontierei, în ceva mai mult de jumătate din județe. Forțele de ordine blochează deocamdată accesul demonstranților în mijlocul orașelor. Sunt blocaje făcute de poliția rutieră, de jandarmerie. E vorba de accesul cu utilaje agricole sau cu camioane de gabarit mare și de aici sunt și unele discuții, pentru că trebuie să ne întrebăm dacă în felul ăsta nu e cumva încălcat dreptul constituțional la protest al unor cetățeni nemulțumiți. Oarecum surprinzător, deși nervozitatea este foarte mare, ca la orice protest, mai ales la un protest de acest gen, cu utilaje mari, cu încercări refuzate de a face ceva. Deci, deși lumea e foarte nervoasă, n-au fost până acum incidente violente. Adică, cel mai grav incident a fost cel în care un jandarm a țintit o armă către unul dintre șoferii protestatari. Ăla a fost maximum. Dar poliția a anunțat că a deschis totuși 24 de dosare penale pentru ceea ce numește instigare la violență. Adică pentru unele comentarii mai agresive de pe rețelele sociale și din grupurile protestatarilor care sunt pe WhatsApp. Asta e o atitudine și ea controversată, pentru că parcă până acum autoritățile nu... Adică mie nu mi s-a părut că s-au autosesizat așa repede și așa puternic la ce se întâmplă pe rețelele sociale, unde găsești lucruri mult mai grave oriunde te uiți. Adică ce mizerii sunt pe rețelele sociale, te crucești uneori de ce se poate întâmpla acolo. N-am văzut dosare penale, adică foarte, foarte rar. Acum au 24 de dosare în câteva zile. Au chemat-o și pe fata aia, Angie Șerban, au percheziționat-o la poliție pentru un comentariu făcut de ea. Lumea crede că este un pic excesiv. În privința revendicărilor, aici e destulă confuzie și confuzia e accentuată de faptul că nicio organizație sindicală sau profesională importantă nu este sau nu mai este implicată în proteste și în organizarea și gestionarea protestelor. Așa că solicitările apar și dispar, unele sunt și deplasate. Faptul că organizațiile mari, sindicale sau profesionale, nu sunt parte a acestui protest poate însemna mai multe lucruri. Odată, că li s-a părut ceva suspect și au hotărât să nu meargă cu oamenii, da. De altfel, o asociație a transportatorilor foarte mare a participat la început și după aia s-a retras. Sau, poate că protestele sunt foarte departe de agenda lor, care adesea, știm prea bine, organizațiile sindicale din România sunt conduse de aceleași personaje de 30 de ani încoace, care au multe legături și contacte cu mediul politic și poate că mie mi se pare ceva nu le convine. Nu participă. Da. Asta mi se pare suspect. Adică chiar niciuna? Este organizația fermierilor, cred, dar cam atât. Apele se tulbură și mai mult când remarci că cel mai vizibil și vocal lider al protestului fermierilor e un fost candidat PSD la o primărie, un personaj despre care presa spune că nu are nicio proprietate pe numele lui, deși se laudă că deține o fermă de 1300 de hectare, care a apărut la un moment dat la un congres organizat de Liviu Dragnea ca mare susținător, îmbrăcat în mițoasă, cu o căciulă, cu pietre prețioase, cred, de sticlă pe căciuliță, călare pe un cal, adică un tip spectacol, foarte exotic, așa. E un domn pe nume Dănuț Andruș. Ei, el vorbește acum în numele fermierilor peste tot. De menționat că unele dintre cereri vizează direct tranzitul cerealelor ucrainene prin România, iar în weekend protestatarii au avut chiar intenția de a bloca un convoi militar către Ucraina. Manifestanții au strigat că pe ei nu interesează războiul din vecini. Acum, sigur, dacă liderii politici ai acestei țări și-ar fi petrecut mai puțin timp la schi și golf și mai mult timp explicând națiunii de ce e crucial ca rușii să nu cucerească Ucraina și să ajungă cu armata lor pe Prut, poate că oamenii ar fi înțeles mai bine că sprijinul românesc pentru Ucraina e o poliță de asigurare, e un interes strategic și e o poliță de asigurare pentru liniștea tuturor românilor. Dar, na, de unde e, nici n-ai ce să ceri. Una peste alta, că știți că la ora asta avem puțin timp să vorbim cu voi, am vrea să vă auzim părerile.
V-ați format o opinie în legătură cu aceste proteste care se tot extind și cresc în intensitate? Vi se par legitime? Le-ați susține? Sunteți împotriva lor? Vi se pare ceva dubios în legătură cu ele? Cum vi se pare atitudinea autorităților? 0372 069 599, numărul nostru de telefon, îl mai spun o dată, 0372 069 599. Sigur, dacă sunteți șoferi de camion, știu că ne ascultați mulți dintre voi și vreți să interveniți, ok, vă ascultăm, microfonul e al vostru, știți foarte bine, aici puteți spune adevărul, puteți spune orice doriți, atâta timp că nu încălcați legea. Deci 0372069599 și mesaj audio pe WhatsApp, până în 30 de secunde, dacă se poate, 0728-3D1-3D2. Mie mi s-a părut interesant că doi lideri politici au încercat să confiște cumva protestele respective, da, participând și instigând... George Simion și Diana Jojoacă. Foarte interesant. Mă bucur că ai remarcat, voiam să vorbesc și despre asta, dar uite că am trecut. Cei doi au încercat să confiște cumva acest protest și s-au prezentat în diferite zone, dar au fost respinși instant, adică nu, nici măcar n-au apucat să facă ceva, pentru că au fost respinși de protestatari. Da, și asta mi se pare interesant. Cineva ne ceartă că vorbim prea puțin despre aceste proteste. Sigur, e o emisiune matinală. Sunt convins că în restul programelor Europa FM o să aflați mai multe amănunte la știri, la România în direct, la Piața Victoriei. Noi avem aici un format, n-avem ce să facem. Nu putem vorbi mai mult decât o facem. Hai să începem cu mesaje. Neața, domnilor. Da. Păi, fum fără foc nu iese, nu? Dacă o asigurare la un camion a ajuns să coste triplu față de Spania sau Italia sau Germania, dublu, despre ce vorbim? Așa e. E una din revendicări. Se referă la revendicarea de plafonare a prețului RCA. RCA a ajuns foarte scump pentru toată lumea și pentru camionagii, evident, mult mai mult, că vorbim de alte gabarite, daunele produse în cazul unui accident sunt mult mai mari. Acum, aici este direct o referire la inconștiența, irresponsabilitatea, clientelismul politic manifestat de partidele de la putere de zeci de ani deja. Asta este răspunderea, una dintre răspunderile ASF, unde știți că sunt numiți sinecuriști care încasează peste 10-15 mii de euro lunar ca să nu facă nimic și au patronat în ultimii 10 ani patru falimente uriașe care au produs pagube de 1 miliard de euro. Cum să nu coste asigurările mult în condițiile în care au fost patru falimente de 1 miliard de euro în țara asta, pentru că cei de la ASF nu fac decât să-și încaseze salariile și nimic altceva. Bună dimineața! Cred că serviciile secrete românești trebuie să iese în față sau prin vocea politicienilor, a guvernanților, și să spună clar cine este în spatele acestor proteste. Pe fond, ele sunt justificate. Evident, prețurile au explodat, asigurări, tot ceea ce ține de decheltuieli, dar... am impresia că au un substrat politic și unul extern venit mai așa, din către Moscova. Da, nu cred că serviciile secrete vor ieși să spună cine este în spate. Pe de altă parte, chiar dumneavoastră ziceți, sunt justificate, adică au o bază reală. Și atunci cred că acolo este de lucrat în primul rând, ca să nu mai fim vulnerabili la scenariile venite, ostile României, venite din alte țări, ar trebui să lucrăm în ceea ce le favorizează. La educație, la situație economică, la responsabilitate față de piața asigurărilor. George, bună dimineața! Bună dimineața, George, te rog! Bună dimineața! Te rog! Cred că sunt justificate. E normal să protesteze când ai nemulțumire, în schimb nu-mi place modul în care blocăm străzile, blocăm drumurile. Iar protestul agricultorilor, cred că de fapt au început să simtă că ușor-ușor trebuie să devină capitaliști și nu le convine. Au fost învățați să tot primească, adică în momentul în care tot cer în fiecare zi să mi se dea, nu sunt de acord deloc cu ei. Iar și mai interesant, ce au cerut? Eliminarea ei factura cei de la transportatorii, eliminarea sigilelor, adică cumva parcă au și fost mânați așa, parcă evazioniștii au fost în stare. Asta m-a intrigat și pe mine. Faptul că vor eliminarea unor. Sigur că sistemul funcționează, înțeleg, cu destule sughițuri, dar e la început. Dar funcționează, e un început. Da.
Da. Și, adică au fost așa aruncate, mascate și aruncate acolo, cumva un pic suspicios. Și iar liderii lor sunt cumva... sunt destul de ciudat și plus că presa nu știu, nu înțeleg de ce n-au început să vadă un pic cine sunt, ce au făcut, ce trecut au un pic destul de încărcat. Să știți că presa are foarte puține resurse. Adică nu mai este presa care să aibă capacitatea de a investiga presa de acum 20 de ani sau chiar și de acum 10 ani. Sunt și foarte puțini corespondențe în județe, redacțiile sunt foarte mici, sunt foarte puțini reporteri, sunt reporteri care trebuie să facă foarte multe lucruri. Deci, din păcate, ăsta este rezultatul de dezinteresului publicului față de presă, care, sigur, a fost alimentat și de felul în care presa a înțeles să ofere informații publicului în ultimii 20-30 de ani. Romulus, bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Da, e complicat pentru că asta este societatea. Unii sunt pro, unii sunt contra. Adevărul e că societatea românească a intrat într-o letargie, deoarece după pandemie nu s-a mai întâmplat nimic în ceea ce privesc protestele și toată lumea discută pe la colțul nemulțumirile. A fost anul trecut, vă reamintesc, o grevă foarte puternică a profesorilor, care și-au obținut niște lucruri care acum nu li se oferă. S-ar putea să se supere din nou. A fost o grevă a profesorilor, o categorie socioprofesională, dar nu a mai fost acele greve din Piața Victoriei. Da, nu au fost manifestații civile de protest ale societății, așa este. Da, da, corect. Bun, acum ce vreau să spun? Eu sunt din Craiova, deci intrarea din Craiova este blocată dinspre București de către poliție, nu de către fermier. Încă o dată vă repet, de către poliție. Da. Cum vi se pare reacția forțelor de ordine? Ar trebui, din păcate, presa aia care vorbește o părticică din ea, că uite, de exemplu, e mult și mult fake news, în Craiova, de exemplu, se spunea de către o agenție a statului, o presă a statului, Ager Press, că aici, la mijloacele de transport în comun, se ghidonează după semafoare inteligente, o minciună ordinară, da, și care nu a fost combătută. Deci, aici, niciunul din cei care scriu în presă nu se duc să ia legătura cu protestatarii. Eu cunosc foarte bine, pentru că am un amic fermier. Mulțumesc pentru intervenție. Încercăm să luăm, să mai luăm măcar un telefon. Lucian, bună dimineața. Lucian, te rog. Bună dimineața. Legat de ambele proteste, cel al transportatorilor cu RCA-ul, n-am văzut pe nimeni să discute real. Eu vă spun un caz întâmplat mie. Da. Că reparație pe casco, prețurile sunt umflate foarte, foarte mult, cel puțin la materiale. Nu știu dacă manopera este. Dacă prețurile sunt mari, nouă ni se pare că sunt umflate artificial. Nu știm, că n-avem noi business-ul ăla de service. E o piață liberă, e o piață concurențială. În principiu, dacă unul umflă prețurile, atunci altul care are prețuri reale mai mici este în avantaj. Să mai luăm un mesaj. Da, te rog. Bună dimineața, domnilor. Nu sunt fermier, dar prestez servicii pentru fermieri și încă de anul trecut, din vară, majoritatea fermierilor cu care am discutat erau îngrijorați de anul 2024. Tocmai din cauza asta, din cauza guvernului, din cauza tranzitului cerealelor și cerealelor care rămâneau în piață, deci erau, își puneau semne de întrebare și îngrijorare ce să facă în anul 2024, să renunțe la fermă efectiv, chiar dacă aveau o grămadă de utilaje agricole scumpe de milioane de euro, erau descurajați în anul 2024. Acum, mai bine, domnule. Anul trecut a și fost un an foarte prost, a fost secetă, din punct de vedere agricol n-a fost prea fericit, a scăzut mult și prețul cerealelor pe burse. Vă recomand, uitați, dacă vreți, intrați pe publicația cursdeguvernare.ro, e publică astăzi o analiză care are acest titlu. Agricultura, se referă la agricultura românească, în triunghiul Bermudelor. Creștere de costuri, scăderea productivității, scăderea prețului produselor. E un material bine scris care arată ce anume amorsează criza din agricultura românească. Puteți citi asta. În rest, noi o să urmărim ce se întâmplă cu aceste proteste. Înțeleg că fermierii au ajuns cumva la o concluzie și s-ar putea să-și înceteze protestele. O să vedem ce se întâmplă și cu transportatorii. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.